Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, două echipe despărțite în acest moment de 7 puncte. Universitatea Craiova pe podium în acest moment cu 17 puncte din 9 partide și în cazul unei victorii s-ar apropia la 2 puncte de lider. Foarte bună această recuperare, Markovic, Liesuri este liber, Pătrunden care șutează la prima, la colțul scurt. N-a fost chiar cea mai bună execuție. Foarte puține faulturi, să vedem această acțiune a lui Markovic. Și apoi Bancu, gol! Printre picioarele lui Gorcea, cred că a trimis Nicușor Bancu. Iată centrarea lui Danciu. Markovic a încercat o execuție de mega fotbalist. Dar aici o greșeală mare de marcaj a lui Peteleu, care lasă pe Bancu. Din păcate pentru craioveni, sunt foarte puțini jucători care fac acest contraatac, dar este o pasă perfectă a lui Mitriță pentru Markovic! Intervenția lui Gorcea, senzațională, în situație de 1-1 cu Markovic. Ce pasă, da! De asta este nevoie de la Mitriță mai des. Markovic încearcă lobul. N-a dat chiar rău. Da. Într-adevăr, el execută pe poartă. Popescu reține. E căpățână. N-a fost rea deloc execuția. Oancea ajunge la această minge, apoi centrare în fața porții! Ce șansă pentru Răian, poarta goală acolo. Excelentă preluarea lui Oancea și centrarea e așa cum trebuie. Silaghi pasă pe spațiu pentru Iani Stoica, situație de gol pentru Stoica! Scoate spectaculos Popescu! Încă o dată faza, iese bine în întâmpinare Popescu, excelentă și pasa lui Silaghi. Danciu, într-o poziție bună, Danciu, centrare în fața porții, Colici, incredibil, incredibil! Silva respinge cam ciudat, vine apoi din spate, Nistor Bără, gol! În minutul 91, Cluj egalează prin fostul jucător al Craiovei. Craiova s-a retras prea mult. Aici nu-i nimic. A, un hands poate cer cei de la Craiova. Ce șut prinde Nistor, ia să vedem. Nu cred că l-atinge pe Silaghi, pe braț a întins acolo mâna. 5 goluri marcate la care se adaugă și 2 pase decisive. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!